Radio România Actualități, 11 și 37 de minute este ora și când vine vorba de educație, știm bine, toți părinții își doresc ce e mai bun pentru copiii lor, dar alegerea nu e simplă. În timp ce majoritatea optează pentru sistemul clasic, o parte se orientează către programe de educație alternativă. În România sunt mai multe metode de predare alternativă în care copilul este educat într-un ritm diferit și se pune mai mult accent pe învățarea practică și pe dezvoltarea personală. Cel mic este încurajat să-și folosească imaginația și creativitatea și are mai multă libertate de mișcare fără să fie evaluat tot timpul prin note sau calificative. Și ca în orice metodă există avantaje și dezavantaje despre care discutăm astăzi cu o tânără inimoasă care lucrează în domeniu. Simona Anton este pedagog Montessori cu șase ani de experiență și într-un fel pare destinată unui stil diferit de muncă și de viață dacă ne gândim că în urmă cu doi ani ea a ales să plece de acasă, din Iași, până la capătul lumii, ca să educe copiii la o școală din Vietnam. Simona, bun venit între prieteni! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm noi, mulțumim că ai venit aici, între prieteni, spui despre tine că tu crezi în lucrul făcut cu pasiune, în faptul că poți învăța constant și că nu știi niciodată unde poți să găsești inspirație. Crezi că frumusețea asta în faptul că suntem diferiți și că educația stă la baza unei lumi mai bune. De unde vin aceste convingeri ale tale? Cu siguranță multe dintre ele vin din familie și din la ce am primit de la părinții mei, dar și multe dintre ele vin de la parcursul pe care viața mea l-a luat doar expunându-mă la această metodă și alegând să lucrez în metoda asta. Și de la oamenii cu care m-am înconjurat. Am avut foarte multe de învățat de la oamenii din jurul meu. Și poate și de la copii. Cu siguranță. <laughs> Așadar, haideți să, să discutăm puțin despre predarea alternativă la sunt convins că sunt mulți părinți interesați de, de discuția noastră la ce ne putem aștepta dacă ne scriem copilul la o școală cu predare alternativă. Acum nu pot să spun la ce să vă așteptați dacă vă înscrieți copilul la o școală cu altă metodă de predare decât Montessori, pentru că nu este domeniul meu de expertiză, dar... Sunt, e una dintre cele mai populare. Există da. Waldorf, Step by Step, mai și sunt Montesori. și altele și Montessori. Da. În România cam cred cam că astea. astea sunt cele trei, mm -hmm. da, din top. Uh, la ce vă puteți aștepta dacă vă înscrieți copilul între sistemul Montessori este la, cu siguranță, o comunicare foarte profundă cu pedagogul și asistenții pe care copilul îi va avea la grupă. Deci adulții cu care el își va petrece foarte mult timp. Vă puteți aștepta la un copil care va dezvolta abilități care o să vă dea lumea peste cap și o să vă mire și nu o să vă așteptați la asta. Uh -huh. Nu o să vă așteptați să vedeți că un copil de trei ani își pregătește singur o gustare. Nu o să vă așteptați că poate pregătește și pentru voi ceva și vă invită foarte politicos la ce, asta. Ce bine, ce frumos mi se pare. Exact. E, e Sunt foarte... niște lucruri extraordinare. E scopul de a îi oferi copilului șansa de a dobândi independență, nu? Și exact. libertatea de mișcare e foarte importantă. Ce alte lucruri sunt foarte importante, din punctul tău de vedere, pentru un copil? Din punctul meu de vedere, să începem cu iubirea necondiționată. Și iubirea necondiționată vine la pachet cu sprijin și acel sprijin nu înseamnă critică nefondată, ci înseamnă lipsa judecății și încurajarea greșelii. Mi se pare că un copil are nevoie să fie acceptat așa cum este, atunci și acum, și nu bazat pe așteptările pe care le avem noi ca adulți și pe care le setează societatea mult prea bine. Sau pe recompense. Știu că nu ești, recompense. nu ești o susținătoare a recompenselor, dar cum îi stimulezi pe copii dacă nu cu recompense? În primul rând îi stimulez pentru că îi observ și mă bazez pe ceea ce observ la ei văd un interes, văd o nevoie și încerc să vin în întâmpinarea ei. Pentru că asta, de fapt, stă la baza ajutării copilului. Noi nu suntem acolo să le spunem ce să facă, noi suntem acolo să-i ajutăm să găsească lucrurile la care sunt buni și să-și dezvolte tot felul de abilități. Și eu îi stimulez prin a-i compara cu munca lor și cu faptul că, ok, ai realizat o activitate, de exemplu, nu spun foarte bine, bravo, dar încerc să te fac atent la munca pe care ai investit-o în acea activitate, la felul în care te-ai simțit când ai făcut-o, la ce ai putut să faci mai bine și ce ai făcut foarte bine uh -huh. pe parcursul activității. Foarte interesant, vorbeai de observarea copilului, care sunt, sau ce ar trebui să observăm la un copil ca să ne dăm seama ce îi se potrivește ca educație? Asta este o întrebare care recunosc că îmi dă de furcă, pentru că mi se pare că orice copil are nevoie de un sistem de educație care să-l accepte și care să-l sprijine și care să-l ajute să găsească lucrurile la care este bun. Are nevoie de un sistem care să-l respecte. Să-l respecte nu doar pentru că, ok, ești un copil și te respect prin faptul că am grijă de tine. Nu, să-l respecte în adevăratul sens al cuvântului, văzând în el potențialul la care ajunge acel copil. Și atunci, orice sistem care îmbrățișează aceste valori mi se pare potrivit pentru copil. Uh -huh. uh, ieri am glumit, atunci când te-am anunțat, am anunțat că vei fi invitata noastră de astăzi, am spus, mâine va veni între prieteni o tânără care a mers să lupte în Vietnam. Cu copiii de acolo da, da, ai da. mers și ai învățat, ai, uh, ai învățat copiii din Hanoi, da. din Vietnam. Cum a fost? Ai ocupat de educația unor copii vietnamezi? Cum sunt micuții de acolo? Sau sunt copiii la fel peste tot? Da. Asta era un lucru pe care eu îl știam din Montessori, știam din experiența Mariei Montessori și din ceea ce a povestit ea că da, copiii sunt la fel peste tot, dar una este să citești despre asta și alta este să-i vezi acolo și să vezi că da, copiii sunt la fel peste tot, se manifestă la fel peste tot, au aceleași nevoi, sunt și ei reticenți, sunt și ei dornici de a dobândi uh, sprijin de la tine, deci copiii cu siguranță sunt la fel peste tot, doar că limba este cea care a fost principala provocare și cea care ne-a dat de furt Că în a crea o relație. Deci și a fost o luptă. A fost. Asta vreau să spun, că n-ați fost departe toți. <laughs> tu ai ales Vietnamul nu neapărat pentru a bifa pe harta concediilor încă o țară, ci pentru a descoperi ce înseamnă cu adevărat sistemul, într-o cultură total diferită de cea europeană. Dar pentru că ne aflăm în perioada vacanțelor și ne place să visăm frumos, te-aș întreba cum e în Vietnam. Ai locuit aproape un an în Hanoi, capitala țării și al doilea oraș ca mărime, câte milioane de locuitori are? 8 milioane. 8 milioane. Cum a fost acomodarea? A fost o acomodare plină de provocări, pentru că eu am venit din Iași, de la 300.000 de locuitori mm -hmm. și am ajuns în Hanoi la 8 milioane. Este un oraș foarte viu și simți și tu că trăiești acolo odată cu ei, doar că dacă nu ești pregătit și nu știi la ce să te aștepți, te ia așa pe sus și te învârte de câteva ori, dar până la urmă reușești să te simți ca acasă, adică asta m-a surprins și pe mine, faptul că da, am ajuns să simt că ok, m-am acomodat, sunt bine aici, este un stil de viață plin, dar este un stil de viață pe care poți să-l îmbrățișezi și cu care să te simți confortabil. Observ că te privesc cu admirație și cu interes colegi de mei care sunt pasionați de călătorii. Da, și eu m-aș <laughs> <studiul>. întoarce acum. <laughs> da, care, ai întâlnit și alți români acolo în Vietnam, cu ce se ocupă, ce fac. Surprinzător să... nu am întâlnit. Nu? Am avut norocul, spun eu, și șansa de a sta într-un cartier în care nu erau foarte mulți expați și dacă mai vedeai așa unul din când în când pe stradă, dar nu prea am văzut și cu siguranță n-am interacționat cu ei, Credeam... dar am interacționat cu localnicii. Aș fi crezut și... că sunt peste tot. Românii sunt peste tot, așa e senzația. <laughs> sunt, sunt. Au și ei cartierul lor, dar noi am evitat. Uh -huh. Am vrut să simțim cum e să trăiești acolo, în mijlocul oamenilor de acolo. Sunt bine primiți europenii în, în Foarte Vietnam? bine primiți. Și adulții de acolo înțeleg că își doresc pentru copiii lor o educație occidentală. Um, a Spune-ne mai întâi, de fapt, de ce ai ales Hanoi și cum ți-ai găsit acolo un loc de muncă? Povestește-ne. În primul rând, eu am vrut să văd cum este Montessori și în altă parte a lumii. Așa că am zis că, ok, nu mergem în Europa, pentru că știm cum este în Europa. Hai să mergem, să ieșim cu totul din zona de confort și să mergem în Asia. Și, da, Vietnamul, pur și simplu, a apărut așa pe hartă și am zis, ok, încercăm aici. Am avut câteva interviuri la niște școli de acolo. Inițial trebuia să merg în Saigon, în Ho Chi Minh, dar până la urmă am ales Hanoi și am ajuns în Hanoi. Școala aceea din Hanoi, pentru că aveai un contract deja stabilit din România, a fost ceea ce te, te așteptai? A fost o surpriză plăcută pentru tine? Cum a fost e? o surpriză plăcută. A fost o surpriză și plină de lucruri neașteptate, pentru că na, e, trebuia cumva să mă gândesc că vor fi și din astea, dar cu siguranță a fost o surpriză mai mult plăcută, pentru că școala aceea era extraordinară și nu era chiar în Hanoi, nu era chiar în capitală, ea era la 40 de km de Hanoi, deci cumva într-un sătuc înconjurat de vegetație. Ca în jungla, așa? Da, nu chiar junglă, dar te simțeai în siguranță, adică nu... <laughs> și cum decurgea o zi acolo în școala din, de lângă Hanoi? Cum arăta școala, cum erau copiii? Uh, pentru că era o, o grădiniță care îmbrățișa sistemul Montessori. Uh, copiii aveau un ciclu de lucru de 3 ore pe parcursul unei zile în care lucrau cu materialele Montessori și apoi luau prânzul, petreceau timp afară, aveau diferite opționale, cum ar fi tâmplărie, sport și uh, un, un lucru important era că porneau din oraș și mergeau 40 de minute cu autobuzul și eu cu ei uh, pentru a ajunge la școală. Care au fost primele cuvinte pe care le-ai învățat în viața uh, vietnameză? <coughs> Am învățat, mulțumesc, cam în... Ca Da. <laughs> e înseamnă cu, engle, cu engle, în engleză, come on Da, 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 dar da. m-am străduit să pronunț cât de cât Deși copiii tot timpul mi-a atenția că nu așa, așa se spune numele meu Păi și ai spus bine, acum mai pronunțat oare? Acum îmi place să cred că am spus bine, dar dacă ar fi probabil cineva din Vietnam aici Mi-ar spune dar că, da, da, mai e de lucru Mai e de lucru, la camân. Da, 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 și am învățat cum se spune la spală pe mâini, ză pentru că era important. Era și o perioadă în care a devenit cu atât mm. mai important spălarea, Clar, ori, spălarea da. mâinilor. Da, și să număr până la 10, deși nu pot să spun că mi-a fost foarte util neapărat. Dar cum te înțelegeai cu copiii? Pentru că nu cred că știau toți engleză. Crezi foarte bine, da. Şi... Mi s-a spus că toți vorbesc engleză și înțeleg engleză, dar o treime dintre ei vorbeau și înțelegeau. O cealaltă parte înțelegeau puțin engleze, și cealaltă parte nu vorbea și nu înțelegea. Așa că a fost o provocare să creezi o relație cu ei și să creezi o conexiune cu ei. Ceea ce este foarte important atunci când <gângă> vrei să meargă lucrurile între tine ca adult și copii. Se investește în, în educație în Vietnam, cum e sistemul de acolo? Sistemul de stat este foarte similar cu cel de la noi. Se investește, cu siguranță se vede că se întâmplă schimbări și că lucrurile evoluează. Uh, iar sistemul privat are un boom acum, în sensul că se caută foarte mult expat, se caută foarte mult oameni din afară care să vorbească limba engleză. Și da, investesc foarte mult pe partea asta. Asta era o școală privată cea la care am mers, cu siguranță nu era una tradițional vietnameză. Stăm de vorbă cu Simona Anton, pedagog Montessori specialist în domeniul acestui, acestui gen de, de educație alter, alternativă, și revenind la, la subiectul nostru principal, ce înseamnă acest sistem educațional, ce oferă în plus față de gândirea sau școala tradițională, astfel încât uh, tu-ți dorești foarte mult să-l popularizezi. Am da. și într-un mod foarte interesant și foarte atractiv și frumos, și pe Instagram și pe alte medii o faci. Uh, Povestește-ne puțin sau vorbește-le părinților care ne ascultă. Și cam ce ai dori să le transmiți? Asta vorbeam și înainte să intru hmm. în direct, că mi se pare că Montessori nu ar trebui să fie ceva exotic și nu ar trebui să fie excepția, ci ar trebui să fie normalitate în ce privește abordarea copilului. Pentru că, dincolo de transmiterea unor cunoștințe academice pe care o faci excelent prin niște metode care ajung la copil, stă faptul că dezvoltă în copil niște abilități pe care vrei să le vezi la acel copil, vrei să le vezi la copilul tău atunci când o să fie adult. Vrei să te uiți la el și să spui, da, ești un adult echilibrat, ești un adult independent, emoțional, un adult care știe să ceară ajutor când are nevoie și un adult care știe să fie acolo pentru ceilalți. Asta mi se pare foarte important la Montessori, că te învață cum să ai respect față de tine, dar fără să excluzi pe cei din jur și fără să excluzi mediul. Hai să fiu un pic avocatul diavolului și să vorbesc puțin de dezavantaje care pot fi de, combătute de tine într-un fel sau altul. Unii s ar gândit poate că sunt costuri foarte mari. E adevărat? cu siguranță. Asta este, asta este probabil da principalul dezavantaj și lucru care face ca nu foarte mulți copii să aibă acces la Montessori, pentru că materialele, da, sunt costisitoare și de aceea de multe ori taxele școlilor și grădinițelor care fac această metodă sunt mai mari. Același lucru se întâmplă și în Vietnam, de fapt. Același Părinții lucru erau stăriți, da. nu? Care își da. duceau copiii acolo. Rețeaua este mai restrânsă, accesul e mai dificil, sunt școli puține, situate de obicei la periferie. E adevărat. Depinde și de locație. Bineînțeles că da, lumea în general preferă să se așeze în centrul orașului pentru că vor veni mai mulți părinți, pentru că este mult mai simplu decât să meargă copilul o oră cu mașina până la grădiniță să facă 10 minute, dar dacă urmărești ca școala ta să devină și școală, nu doar grădiniță și vrei să aibă continuitate până la liceu, da, este de preferat să ai o locație care să fie înconjurată cumva de pădure sau măcar expusă la foarte mult spațiu verde. Ei, apropo de continuitate, unii ar spune că astfel de instituții ar putea să izoleze pe copii, să-i priveze de anumite experiențe necesare pentru adaptarea mai ușoară în societate, în cazul în care ei vor rămâne în țară după terminarea liceului. Cum e? Aici este, da, <laughs> într-adevăr un subiect dificil. Dacă mă întreb pe mine și pe mine mă întreb. <laughs> Aha, pe <tine laughs> uh, întreb, mi se pare că un copil care parcurge un mediu Montessori, indiferent cât are el șansa să facă asta, el capătă acele abilități care mai târziu îi vor fi de folos să se adapteze în orice mediu. Ce abilități, mai exact? Mai exact. Va ști ce poate, va avea încredere în el, ceea ce este foarte important, va avea inițiativă, va avea curajul să încerce lucruri, va percepe greșeala ca pe oportunitate de învățare și va ști să fie atent și la ceilalți. Adică asta mie mi se par abilități pe care oricine ar vrea să le aibă în orice context. Chiar așa. Și atunci, da, va fi bineînțeles poate un șoc, poate va fi o provocare să se adapteze la un sistem de stat, dar cu siguranță nu va fi o provocare care nu poate să-i facă față. Suntem între prieteni, emisiunea așa se numește. E tare bine să ai un prieten. E minunat când ai un prieten extraordinar. Recent ai făcut și un elogiu al unei prietenii deosebite care te leagă de o colegă care îți împărtășește pasiunea pentru ce faci, care înțelege cât de greu și de satisfăcător este în același timp ce înseamnă prietenia voastră pentru voi, dar și pentru copiii cu care interacționați. Pentru noi, prietenia noastră a fost oportunitatea de a învăța una de la alta, și ca oameni, și ca profesioniști. Înseamnă faptul că am putut să mă bazez pe cineva atunci când am avut nevoie de o voce a conștiinței, când conștiința mea poate încă se întreba, ok, e bine sau nu e bine. Iar pentru copii, înseamnă faptul că sunt de niște adulți care, dincolo de a-și face meseria, o fac cu pasiune și o fac cunoscându-se unul pe altul. Ajunsesem în punctul în care doar ne uitam una la alta și știam exact, tu te duci acolo, eu mă duc acolo, e o situație critică, exact, din priviri. Și asta ajută extraordinar de mult. Cum putem, până la urmă, Montessori nu e doar o metodă educațională, poate fi, e un stil de viață, nu? Cum putem aplica sau ce înseamnă filozofia Montessori în viața de zi cu zi, la serviciu, în familie? E ultima întrebare și câștigăm uh, cu toții din asta. Da. Eu pot să spun asta din experiența mea. După ce am făcut cursul, m-am schimbat extraordinar de mult. Pentru că nu ai cum să lucrezi în metoda asta și să nu te transformi tu pe tine. Dacă nu te transformi tu, nici nu ai cum să ajungi la copil și să faci treaba asta într-un mod autentic. Corect. Uh, ce înseamnă în viața de zi cu zi, înseamnă. Respect față de tine, înseamnă respect față de ceilalți, față de mediu. Atenție mai mult la ce înseamnă încrederea în tine, la cum poți o dobândești și înseamnă și ordine, pentru că deveniți puțin obsedată de ordine, Serios, pentru că în Montessori da? lucrurile sunt ordonate și lucrurile au sens și îți dau și ție o logică în traseul pe care ți l alegi. Dar acum îmi place să cred că m-am calmat, dar am păstrat lucrurile esențiale de acolo. Ai venit aici cu emoții și cu oarecare emoție. A fost foarte bune, frumoase și mi-a făcut mare plăcere discuția noastră. Urez succes în continuare. Mulțumesc foarte Mulțumesc mult. Mulțumesc că ai venit astăzi cam în. Cam asta e pe uh. Mulțumesc frumos și succes, cum spuneam. Ținem legătura, poate mai învățăm câte ceva pe parcurs și ție și colegii tale și tuturor celor care se ocupă de educație alternativă a copiilor într-un mod atât de frumos să vă meargă bine. Mulțumesc foarte mult, m-am simțit foarte bine aici, ca între prieteni, într-adevăr. Simona Anton, pedagog Montessori, mulțumim frumos. Rămâneți cu Radio România Actualități, mai sunt uh, 6 minute până la știrile orei 12. Rămâneți între prieteni.